Spuneți dumneavoastră, din ce spuneți, eu înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu această, această etapă preliminară implantării în corpuri a microcipurilor. Adică vi se pare mult mai sigură metoda aceasta de a implanta sub nicio formă. Nu, eu spun așa. Că e bine să lămurim și acest aspect. Nu, niciun caz. Aia ar fi o chestie cu atât mai gravă pentru persoană. Nu. Eu spun așa. Eu, ca serviciu comunitar, trebuie să am garanția că dumneavoastră sau oricare alte persoane îi dau acea, eliberează acea carte de identitate și numai acele persoane. În sensul de a preveni eliberarea de cărți de identitate false. Da? Pentru că e periculos ca dumneavoastră să vă pierdeți cartea, altcineva să vă găsească, să-și substituie identitatea dumneavoastră, să facă un credit bancar pe numele dumneavoastră, să plece din țară, sigur să comite infracțiuni. Dar în același timp probleme. Și amprentele pot fi folosite, v-ați gândit? Păi, asta zic. Dar, deci, era un reper de toată teoria, tot fundamentul acestei cărți electronice, pică în secunda în care tu vii, îți declari cartea electronică pierdută și noi îți luăm noi amprente, dar eu nu sunt convins că amprentele luate acum în 2015 sunt tot una, sunt aceleași ale persoanei care am preluat în 2011 amprente. Adică noi aveam o cheie de siguranță aici. Ne dădeam seama că în fața noastră e aceeași persoană. Fiindcă noi lucrăm, așa cum am scris și în carte și, din păcate, tristul adevăr, cu ochiometria, puneți ghilimele de rigoare. Adică comparăm doar fizionomia. Cum arătați dumneavoastră cu 4 ani, 7 ani, 8 ani, cu și cum arătați dumneavoastră astăzi. Ori așa, calculatorul, prin sisteme informatice adecvate, ne spunea, vis-a-vis de faptul că amprenta digitală este unică, că acea persoană s-a prezentat și în urmă cu niște ani. E, vedeți, ca să împace această cerința Uniunii Europene de a nu stoca pe o perioadă nedeterminată amprentele, cu aceea de a le prelua totuși, s-a ajuns la această idee de compromis, le preluăm, dar le băgăm doar, le implementăm doar în microchip, ceea ce se întâmplă astăzi și cu pașaportul. Deci există amprentele persoanelor, dar în acel microchip. Nu există și la nivelul serviciului comunitar de pașapoarte sau de evidența persoanelor. E discutabil. Deci, este discutabil că n-ai cu ce să compari la un moment dat. Vis-a-vis de care noi, este sistemul de referință? Nu e niciun sistem, rămânem la poză. Mai mult decât atât. În 2005, ca să vedeți că facem pașii extraordinar de incoerenți, mă refer în plan legislativ. În 2005 s-a aprobat o nouă lege, ordonanța de guvernului 97, și s-a zis așa, domnule, nu mai lăsăm primul act de identitate valabil 10 ani, lăsăm doar 4 ani, următorul 7 ani și următorul 10 ani. Da? De ce? Pentru că persoana se schimbă, mai ales la vârste fragede, da? Și atunci transformările erau prea mari, și riscam să eliberăm acte de identitate false, ceea ce, după cum știți, s-a și întâmplat la nivelul întregii țări, dar în special în Buzău s-a lăsat și cu arestarea fostului șef, domnul Mușătoiu. Și a unei colege, doamna Vătafu. Bun. Ei, practic, noi dăm peste cap toată această teorie, adică tot ce se crease pozitiv vis-a-vis de faptul că eliberam cartea de identitate la termene mai scurte, iar evident că și transformarea în planul fizionomiei este mai mică, se dă peste cap. De ce? Cartea electronică va fi valabilă 4 ani de la 14 la 18 ani și 10 ani după 18 ani. Adică de la majorat până la 28 de ani, aproape 30 de ani, mie mi se pare că schimbarea e cea mai mare la o persoană. Și atunci, cât timp nu avem nici amprentele care pierde comparație, ne mai rămâne doar ochiometria, cum vă spuneam mai devreme. De asta zic, adică progresul nu prea există. Pentru noi, fiindcă trebuie să fie și pentru stat, dacă vreți. Fiindcă noi riscăm să, da, ce să facem? Să primim o sancțiune sau să intrăm în pușcărie, cum se zice. Dacă eliberăm o carte sau mai multe false. Dar gândiți-vă pentru cetățean. Fiindcă omul care obține un act de identitate fals, îl obține pe datele altei persoane. Deci față de acel cetățean, până la urmă, problema e cea mai mare. Pentru că el obține o carte falsă să-și obțină, eu știu, un pașaport fals. Sigur, dar vreau să vă spun credit. Că nu știu dacă știți, sunteți la curent cu informațiile. Doi hackeri din Marea Britanie chiar au reușit să facă acest lucru. Deci, pe care dumneavoastră îl puneți la nivel de ipoteză. Nu, ca să demonstreze că nu poate, e... Că sistemul e penetrabil, sigur, și... Da. Nu mă miră absolut nimic. Dacă s-a intrat în serverele NASA și așa mai departe să falsifică la perfecție dolari, n-ar fi nici asta o chestie. Și în materie de tehnică știți foarte bine, tot timpul e loc de mai bine și oricând va fi unul mai bun decât tine și care va crea un lucru mai inteligent. E adevărat că și acel încălcând legea poate fi tras la răspundere, până una alta se întâmplă consecințe juridice. Și de asta vă spun, teoria că vom face niște acte de identitate mai bune, mai sigure, este greu de susținut în aceste condiții ale actualelor proiecte și nu cred că se vor mai schimba foarte mult. În orice caz, e de viitor chestiunea și nu, eu o văd poate și după 2012, pentru că la cum merg treburile și
criza economică și alte chestiuni de ordin legislativ, cred că lucrurile în materia cărții electronice vor fi mai greu de pus în practică, pentru că e un act de identitate obligatoriu, nu facultativ ca pașaport. Deci, din punctul ăsta de vedere, va trebui cu toții să... Avem o atitudine colectivă. Și, da, pentru că ne afectează și această lege se referă la toți, începând de la 14 ani. Mă rog, sunt multe chestiuni și tehnice vorbind. Dacă schimb domiciliu, se face o modificare de un acel microchip și nu și pe fața. Deci există date tipărite și date culese în acel microchip. Ori vor fi chestiuni din astea delicate, în sensul că pe carte scrie că ai un domiciliu, dacă tu ți-l schimbi, ți se face doar schimbarea microchip, nu se eliberează o altă carte electronică. Nu vor mai corespunde de datele după fața cărții de identitate electronică cu cele din microchip. Deci suspiciunea de fals, domnule, da. Nu cumva tu ți-ai modificat, ți-ai creat tu... Adică nu face decât să complice situația posesorului. Deci va complica, gândiți-vă că fiecare magazin, fiecare instituție publică sau privată va trebui să cumpere aparate speciale în baza cărora să poată citi aceste cărți electronice. Alte investiții, alte discuții, sunt convins că lucrurile sunt... încă departe de a se fi, cum să zic, îndreptat spre o concluzie vis-a-vis de aceste acte de identitate electronice. Vreau să vă întreb dacă, pentru că stăpâniți foarte bine problema și probabil că știți că și că din acest an, de anul viitor se vor elibera și cardurile de sănătate electronice, dacă lucrurile ar putea să stea la fel în cazul cardurilor de sănătate, cum stau în cazul cărților de identitate electronice? Păi bineînțeles, pentru că în cardul de sănătate bănuiesc că sunt implementate date, atât date cu caracter personal, numele persoanei, domiciliu, CNP-ul, dar cât și date referitoare la, eu știu, un istoric al medical al acelei persoane. Ori aceste date fiind atât de personale, nu pot fi decât protejate de Convenția Europeană și gândiți-vă că dacă orice persoană intră în posesia unui astfel de card și îl citește, află foarte ușor diagnosticul, ce suferințe ai avut în trecut, ce tratament urmezi, poate ți s-a prescris, ce medicamente ai voie, ce grupă sanguină ai și așa mai departe și aceste date nu pot fi decât personale. Și așa cum v-am spus, intime, dacă pot să spun așa. Intime, legate strâns de personalitatea umană și de persoana umană și acestea sunt ocrotite ca date, ca aduce, cum să zic, accesul la ele neautorizat este o atingere a dreptului la viață privată, așa cum vă spuneam, drept ocrotit, garantat de articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci vor ieși mari dificultăți. E foarte ușor să ne aruncăm pe piață, să spunem am realizat, nu știu ce am, dar trebuie să vedem reversul. Tot timpul Convenția Europeană vorbește în deciziile sale despre un just echilibru între interesul statului de a organiza activitatea sau societatea într-un fel și interesul cetățeanului de a fi protejat împotriva abuzurilor, împotriva imixtiunilor de orice natură. Gândiți-vă că și pe criza asta, prin corupție, poți să obții, nu știu, un server sau baza de date medicală a tuturor cetățenilor din municipiul Buzău. Poți să ajungi să șantajezi pe cineva că faci publică afecțiune de care suferi. Sigur dacă că da. Nu ți se... Eu știu, achită supune într-o problemă, dacă faci un compromis. Sau alta. Deci lucrurile sunt extrem de complicate și trebuie multă, multă atenție. Domnul Tănase, vreau să vă întreb și să-mi spuneți cu toată sinceritatea. Este posibil ca, odată implementat acest sistem de identificare a persoanei, poate fi posibil un furt de identitate, de pildă? Da. Cu siguranță, pentru că acest microchip este un chip... Adică să te pomenești că ești tâlhar, știu eu, sau părtaș la o tâlhărie, sau criminal, sau... Păi asta se întâmplă și astăzi, dacă o persoană își substituie identitatea și obține în locul tău, în baza actelor tale de identitate sau de stare civilă, un act de identitate pe numele tău, asta s-a și întâmplat în 2004 și până în 2007. Eu estimez că se vor înmulți aceste tentative, pentru că oamenii vor comite până atunci, până în 2007, s-au comis infracțiuni de fals privind identitatea pe tema ca să putem ieși în Europa. Deci să crea o identitate falsă la actele de identitate, în baza actului de identitate fals se obținea un pașaport fals și cu acel pașaport puteai ieși în străinătate. Eu acum cred că se vor comite infracțiuni de fals privind identitatea pentru, cum să zic, diferite chestiuni de ordin economic. Un credit bancar pe numele altcuiva, o... cumpărarea unei mașini, eu știu, achiziționarea diferitelor produse pe internet sau nu neapărat. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu siguranță. Și mai ales că acest card este un card despre care vorbim, microchipul ăsta, cu radiofrecvență și se spune că se poate fi scanat și de la 10 metri.
Deci nu trebuie neapărat să aplici acel card, precum cardul de la, eu știu, de la bancă. Ați văzut că trebuie neapărat introdus în acel... Într-un orificiu, sigur, ca să fie citit. POS sau nu știu cum se numește, da. Exact. Bun. Ei, ăsta se poate citi la distanță. Prin radiofrecvență, de la 10 metri, cineva poate să știe cum te cheamă și așa mai departe, dacă are aparatura... Dar poate să știe și mișcările, adică poți fi controlat? Să știe că la ora acutară eu sunt în nu știu care loc? Pentru deci, că, știi ce semne, eu merg de mai departe. Da. Și mă gândesc că ar putea și pot să cred că este o etapă premergătoare, un preludiu, dacă vreți, al microchipului, al implantării microchipului în corpul uman, care deranjează și, cum să zic eu, este de nedorit tocmai prin faptul că se pune problema că ai putea fi, ți s-ar putea urmări orice mișcare. Din punctul ăsta de vedere, și în ziua de azi știți foarte bine că prin intermediul telefonului mobil, în orice secundă, ești reperat vis-a-vis de dacă e telefonul tău și numărul tău, unde te afli, cu precizie destul de mare, de câțiva zeci de metri, după știința mea. Ori din punctul ăsta de vedere, evident că orice chestiune informatică are avantajele sale, dar și reversul său. Și de asta vă zic că îngăpută această tehnologie pe mâna cui nu trebuie, va aduce majore de servicii punctuale anumitor cetățeni. Adică putem fi și noi. Nu, sigur, nu vă gândiți că, da, că dacă sunt întâmplător șeful de la evidența persoanelor, mie nu mi se poate clona cardul privind identitatea sau nu. Nu e o chestiune, chiar unii poate să adică ambiționa. Adică putem fi foarte ușor compromiși, putem fi foarte ușor constrânși în felul ăsta. Constrânși, în anumite compromiși situații. Și cunoscuți, atinși și în anumite drepturi și interese legitime. Din punctul ăsta de vedere e un lucru grav și cred că va fi o luptă foarte, foarte mare. Mă rog, sunt și persoane în situații speciale, de exemplu, persoane netransportabilă ar trebui să obțin doar o carte provizorie, pentru că el ne putem fi amprentat la sediu, stând acasă, imobilizat, să zic, n-ar putea să obțină decât o carte de identitate provizorie. În orice caz, această carte provizorie va rămâne, doar că cu aceasta nu putem să mergem în străinătate, cum putem să mergem cu actuala carte de identitate. Adică persoana care va refuza, eu zic, peste niște ani de zile când se va implementa, va dispărea actuala carte de identitate și va apărea cartea electronică. Înțeleg mai nou că vor să emită, să se emită două tipuri de cărți electronice, cu microchip și fără microchip. Mie mi se pare că cea fără microchip este o pseudo-carte electronică, pentru că dacă nu are microchip, nu mai e carte electronică. E ca și cum mai spune că actuala carte electronică... Mai bine să ne lase cu cele pe care le avem. Electronică, dar fără microchip, sigur. Da. Păi mie mi se pare că și la prețul de 11 lei, un preț rezonabil, pentru că oamenii și o pierd și așa mai departe, și la forma, pentru că e o formă potrivită. Noua carte electronică va fi comparabilă, dacă vezi, cu un card din ăsta de banc, adică mult mai mic, sau cu un permis de conducere. Ori știți că un lucru cât e mai mic, poate să pierde mai ușor. În acest punct de vedere, vor fi costuri suplimentare. Nu cred că va avea succes. Eu prognozez că cel puțin pentru o lungă perioadă de timp, foarte puține persoane vor apela la această carte electronică. Mai mult decât bine, atât. Bine, mă scuzați că condiția este și ca oamenii să aleagă, să facă această alegere în cunoștință de cauză. Și atunci, dacă guvernul nu are niciun interes să facă o dezbatere publică, atunci formatorii de opinie, chiar și dumneavoastră, trebuie să îi conștientizați ceea ce faceți dumneavoastră, să conștientizați populația asupra acestor riscuri, pentru ca omul să poată face o alegere în cunoștință de cauză. Dacă nu eram direct interesat de chestia și poate părea, v-am zis, discursul meu poate părea puțin ciudat venind extremist, pentru că toți sunt numiți extremiști cei care refuză pașapoartele electronice. Eu, în carte, am încercat o poziție echilibrată. Argumente pro și contra, important. V-am zis, simpla înregistrarea persoanelor, amprentelor persoanelor și stocarea lor pe o perioadă nedeterminată e de natură să aducă atingere vieții private. Nu spun eu, o spune Curtea Europeană și a spus-o de acum 2 ani de zile contra Marii Britanii. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile stau foarte clar. Deci, în momentul de față, avem de-a face cu un exces de zel al guvernanților în privința aceasta. Da, pentru că nu iau în seamă deciziile Curții Europene, evident că, constituindu-se precedent judiciar, ei merg foarte mult pe precedent și schimbă foarte rar ceea ce au spus anterior, spre deosebire de instanțele noastre, de exemplu. Și oricine se duce și invocă o astfel de chestiune, invocând acest precedent, are șanse enorme de a câștiga. E adevărat în câțiva ani, pentru că procedura este încă greoaie, vis-a-vis de trecerea timpului, dar nu vis-a-vis de certitudinea că va câștiga.